Liviu Dragnea plătește și acum pentru interviul dat din închisoare fostei sale consiliere. Tribunalul București a motivat astăzi respingerea cererii de eliberare condiționată făcută de fostul liderul PSD. Judecătorii susțin că Dragnea nu a fost interesat să aibă un comportament exemplar în spatele gratiilor. Colega mea, Gabriela Del Pupo, vine cu toate informațiile pe acest subiect. Gabriela, bună ziua! Bun găsit! Un raport mult mai detaliat decât cel care a fost prezentat în instanță de procurorii DNA. Vorbim aici și de cifre, dar și de fapte exacte, pe lângă acel interviu în mass media care ar fi avut loc fără acordul penitenciarului. Judecătorii au spus că din cele 12 programe educaționale la care a participat Liviu Dragnea, acesta a finalizat doar 5 și în proporție de 75% alte 7 programe educaționale. De asemenea, din mai până în februarie 2021, într-un an de zile, a participat la mai multe programe educaționale, după care a urmat o pauză atât în a merge să se roage, cât și în a-și face punctele necesare pe chestionarele care i-au fost date. Aici, în instanță, avocatul lui Liviu Dragnea a pledat pentru faptul că acele chestionare erau bazate pe întrebări din medicină și psihologie, iar Liviu Dragnea este inginer. Bineînțeles, cel mai important motiv pentru care judecătorii nu au fost de acord cu eliberarea lui Liviu Dragnea condiționată la termen a fost faptul că acesta acuză în mod repetat faptul că acest dosar ține de fosta sa carieră politică, ceea ce nu este adevărat, spun judecătorii. Este vorba despre faptele sale infracționale pe care Liviu Dragnea trebuie să le recunoască pentru a se considera reabilitat în totalitate. Și de asemenea trebuia să demonstreze nu numai că s-a avut un comportament decent cu ceilalți deținuți și că a ispășit practic acel termen din pedeapsă care îi permitea eliberarea condiționată, ci că a și dorit această eliberare prin niște acțiuni care să fi reieșit din dosar. Ori, după cum spuneam, aceste lucruri nu erau prezente acolo. Practic, avocatul său a venit cu scuze, a invocat și pandemia în ceea ce privește prezența la anumite cursuri, bineînțeles faptul că a fost împiedicată să muncească la un moment dat ca pedeapsă la atelierul mecanic de la Rahova, a mai fost un motiv pentru care acesta nu ar fi participat la diferite acțiuni, dar judecătorii spun că tocmai pentru că nu mai avea dreptul să muncească, putea să aleagă să facă altceva, astfel încât dosarul său pentru eliberare să arate impecabil. Mai menționăm faptul că este precizat că a fost evaluat și psihologic Liviu Dragnea. Acolo, bineînțeles, raportul este favorabil, iar judecătorii nu au avut nimic de comentat.